Bine v-am găsit din nou, prietenii noștri dragi, ne vedem și astăzi din bucătărie și după cum puteți să vedeți în imaginile pe care vi le arătăm și în titlul nostru astăzi, venim cu o rețetă, zicem noi, foarte, foarte ușor de făcut, extraordinar de gustoasă. Este vorba de salată, o salată de paste cu pui. E un pic impropriu spus un fel de salată de paste, dar pentru că predomină mai mult salata, pastele, și o să vedeți pe parcurs câte ingrediente sunt în ele, este ceva extraordinar. Bineînțeles, ce vom face prima dată? Vom pune niște paste la fiert. Noi punem paste la fiert în apă rece, cu puțină sare, puțin ulei, pentru că nu vrem să se lipească, și noi vă recomandăm farfale, aceste paste. Nu neapărat de la Baril, acum noi Baril am găsit aici, asta am luat, dar neapărat, nu neapărat astea. Astea, din punctul meu de vedere, se potrivesc cel mai ok, pentru că nu sunt, sunt așa cum trebuie să fie și acoperă frumos și, și farfuria și așa mai departe. Bineînțeles, le lăsăm să fiarbă, dar ce vreau să vă spun, nu trebuie lăsate să fiarbă complet, trebuie lăsate să fiarbă, așa cum se folosește în termeni gastronomici, un pic mai mult decât ardente, adică nu perfect, perfect fierte. Așa, între timp, în timp ce pastele noastre fierb și bineînțeles le vom lăsa după aia ulterior să se răcească puțin, vom lua un piept de pui. Vă recomand să luați un piept, ori un piept mai mare, ori dacă nu găsiți un piept de pui mai mare, pentru că este bună cărnița asta de pui, o să vedeți cum o facem noi, este extraordinar. Puteți să luați două piepturi mai medii de pui, pe care începeți să o porționați cum doriți dumneavoastră. Puteți să o porționați în bucățele mai potrivite, așa, ca pentru a le putea prăji și a le putea puțin rumeni. Deci eu am ales să le tau în modul acesta. Mă repet, puteți să folosiți doar un piept mare de pui sau puteți să folosiți două piepturi mai medii. N-am încercat pe pulpă de pui. Cred că pieptul de pui totuși este cel mai ok, pentru că totuși se face destul de repede. Cam aceasta ar trebui să fie mărimea unui cubuleț, pentru că o să vedeți ulterior ce urmează să facem. Așa. Ce vom face acum? Vom condimenta puțin puiul nostru. Bineînțeles, vom pune sare. Aici totul fiecare pune după gust. Două... să spun așa, cât e cu două degete, două, trei degete sare, așa mai departe. Eu îmi place să folosesc vegeta, pun și vegeta, mă repet, tot este după gust, piper. Puteți să puneți aici praf de usturoi. Încă o dată, nu vă recomand usturoi normal, pentru că datorită faptului că îl vom prăji puțin să nu se acrească, să nu se amărească, mă scuzați. Bineînțeles, boia. Încă o dată, mă repet, absolut toate acestea vor fi după gust. Așa, le vom omogeniza și le vom mixa foarte bine bucățile noastre de piept de pui pe care le-am tăiat în cubulețe. Iar ulterior venim și punem circa, hai să spunem, o lingură și puțin, o lingură jumate de ulei de măsline. Pentru că pieptul fiind un pic sec, chiar dacă ne vom pune puțin ulei în tigaie la prăjit, totuși trebuie un pic să-l ajutăm, pentru că nu vrem să-l facem chiar uscat. Așa. Vom pune într-o tigaie puțin ulei, după ce s-a încins cât de cât un pic uleiul nostru, punem bucățile noastre de piept condimentat și le lăsăm în tigaia noastră până când le vom prăji, da? Le vom prăji, îi vom da o crustă cât de cât drăguțică. Deja pieptul nostru a început să schimbe culoare, după cum vedeți, dar nu este, nici pe departe nu este gata. Așa, îl mai lăsăm, bineînțeles, în tigaia noastră, pentru că, așa cum am spus, vrem să prindă o crustă aurie. Între timp, pastele noastre s-au fiert, după cum vedeți, le lăsăm puțin în apă, după care, bineînțeles, că le vom stoarce și trebuie să lăsăm un pic să se răcească. Când au prins această culoare pieptul nostru de pui, din punctul nostru de vedere, dacă doriți mai crocant, puteți să lăsați mai crocant, dar eu zic că este suficient pentru că să simțiți un pic și puiul să fie un pic moale și cât de cât suculent. Carnea noastră de pui este gata, o luăm deoparte, o punem într-un prosop de bucătărie și o lăsăm să se absorbă uleiul acela, nu avem nevoie de el. Ce vom face? Vom lua un ardei pe care îl vom tăia în fâșii, după care vom tăia în cubulețe. În cubulețe mici. Așa.
Pentru că ce vom pregăti? Vom pregăti în continuare ce ingrediente avem nevoie noi pentru salata noastră. Ardeiul, după cum vedeți, o conservă de porumb la conservă. Așa, și măsline. Eu găsesc aici măsline, măsline gata, gata tăiate și de, fără sâmburi. Așa. Toate acestea vor merge în salata noastră de paste cu pui. V-am spus, este extraordinar de simplă salata. Avem deja ingredientele principale gata pregătite. Pastele, puiul, porumbul fiert, ardeiul și măslinele sunt gata pregătite. Ce va urma să facem acum? Va trebui să pregătim acum un pic de maioneză. Dar nu va fi o maioneză nouă, să spunem așa, maioneză simplă. Va fi o maioneză cu puțină smântână și puțin asezonată. Acum, pentru cei care nu știți, noi am mai prezentat, maioneza se face foarte simplu. Noi am pus aici, am făcut o maioneză din două gălbenușuri de ou, am pus o linguriță de muștar, venim ulterior cu mixerul, le mixăm puțin, după care venim și punem treptat ulei vegetal în el, cât dorim de mult să facem, către sfârșit, când deja am făcut cât am considerat noi de cuvință, luăm zeama de la o jumătate de lămâie, să spunem așa. Noi cel puțin așa procedăm cu maioneza noastră, așa, punem zeama de la o jumătate de lămâie, încorporăm în continuare cu maioneza, după care venim și punem un strop, chiar numai un strop de apă, apă rece, pentru că îi dă, practic o face un pic mai, cum să vă spun, mai pufoasă, noi așa considerăm mai aerată maioneza noastră. După care maioneza noastră este gata și ce vom face? Vom lua smântână. Acum fiecare pune smântână după cât dorește să fie compoziția aceasta. Eu am pus aici circa vreo 5 linguri bune de smântână. Așa. Încorporez smântâna, dar nu mai folosesc mixerul de data aceasta, ci folosesc doar o lingură. După ce am făcut, după ce am încorporat smântâna, bineînțeles, vin cu usturoi. Din nou și usturoiul după gust, fiecare după gust. Noi am ales să punem un 5-6 căței de usturoi, pe care de data asta i-am zdrobit cu zdrobitorul de usturoi. Puteți să-i radeți pe o răzătoare foarte fină, cum doriți dumneavoastră, așa, pentru că practic această maioneză, acest sos, să-i spunem așa, puteți să-l numiți și un fel de sos de usturoi sau luați-o cum vreți, sosul care va merge teoretic și practic pe salata noastră. Este în mare parte format, după cum vedeți, din maioneză, smântână, usturoi, bineînțeles, care îi dă gustul, așa, și bineînțeles că vom veni și vom asezona cu sare, cu piper, cu vegeta. Și acum fiecare, dacă doriți, puteți să mai puneți și altceva în el. Eu mă opresc la astea, mie destul, sare, piper, vegeta, eu zic că este suficient, plus usturoiul respectiv. Smântâna este atât cât trebuie să fie. Mă repet, puteți să puneți mai multă smântână dacă doriți să-l faceți un pic mai să nu simțiți atât de tare gustul de maioneză, dar eu zic că 5 linguri cât am pus noi la această cantitate de maioneză este super, super suficient. Așa, încorporăm foarte bine toate aceste să mixăm acest sos să fie foarte, foarte bine mixat, după care venim și punem toate ingredientele pe oaltă, să-i spunem așa. Ați văzut, am pus pastele, am pus ardeiul, măslinele, porumbul fiert, cărnița noastră care s-a prăjit și arată foarte fain la culoare. Le omogenizăm puțin împreună, le mixăm puțin împreună înainte de a pune această maioneză sos, să-i spunem așa, peste ea. Aici vă recomand să puneți de 2 sau de 3 ori. Mie personal îmi place cu mai mult acest sos de maioneză. În schimb, celor ai mei din casă, lui Vlad, nu-i place cu atât de mult sos cu această maioneză. Și atunci, ulterior, cine dorește își mai poate pune ulterior când te servești într-un bol sau într-o farfurie să mănânci. Le mixăm bine, după ce s-au mixat bine și constatăm că sunt bine mixate, puteți să gustați, dacă mai considerați că este nevoie de sare, piper sau orice altceva. Și, dragii noștri, salata noastră de paste cu pui este gata. Credeți-mă, ați văzut, este foarte simplu de făcut, este foarte rapid de făcut, dar credeți-mă că este extraordinar de gustoasă. Cel mai bine este să stea puțin la rece, să stea măcar un 2 ore la rece, după ce ați terminat-o, să o puneți un pic să stea la frigider la rece, după care să o mâncați, este extraordinară, este fantastică. Noi v-am pregătit și un plating drăguț aici să vă arătăm cam cum arată. Puteți să lângă separat să mai puneți, așa cum am spus, acel sos de
maioneză cu smântână și usturoi, dar până la urmă e destul și atâta. Dragilor și prieteni, aceasta a fost rețeta noastră și de astăzi. Dacă v-a plăcut și acest video, vă rugăm frumos să ne dați un like, să ne share-uiți la prieteni, la cunoscuții dumneavoastră. Iar dacă sunteți pentru prima oară pe canalul nostru, vă rugăm frumos să apăsați butonul subscribe. Și așa cum vă spunem de obicei, să ne vedem, să ne auzim cu bine. La revedere!